Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Vă propun astăzi să discutăm despre societatea civilă în general și despre cea din Republica Moldova în particular, dacă ea, desigur, există la noi. În general, de cele mai multe ori se comite o mare eroare când se vorbește despre societatea civilă. Uneori ți se face lehamete când asculți pe câte unul exclamând: noi, societatea civilă, cerem! Cu tare sau cu tare? Iar când mai cu insistență întrebi: noi, asta cine? Deduci din bâlbâielile lui că, de fapt, noi, aceasta e el personal plus vărul său sau cumătru său, în cel mai bun caz. Nu zic, pot fi și ei, doar că o mică părticică a societății civile. Societatea civilă încă de la începuturile existenței sale, dacă nu mă înșală memoria acum, încă pe la sfârșitul secolului XVIII a mileniului trecut, presupunea grup de cetățeni care se întruneau pe principii de compatibilitate într-unul sau alt domeniu, care aveau drept scop, în marea majoritate, apărarea intereselor cetățenilor față de deciziile statului. Și în al doilea criteriu obligatoriu era voluntariatul, adică organizații non-profit sau activitate pe principii obștești. ONG-urile noastre astăzi, numai organizații obștești nu pot fi numite. Cu salarii de mii de euro finanțate din gros din străinătate, ele nu numai că nu activează în interesul cetățenilor, dar de cele mai multe ori împotriva lor. ONG-urile noastre astăzi, numai organizații obștești nu se numesc și de aceea noi trebuie să facem ceva ca să schimbăm situația în acest domeniu. ONG-urile noastre, din păcate, de cele mai multe ori sunt politizate și fac jocul politic al celor care îi finanțează. Să fie înțeleasă corect, plătesc. În niciun caz nu vreau să arunc cu pietre în grădina ONG-urilor. Nu le contabilizez salariile acestora. Atâta doar că nu subsemnează nici numele societății civile atunci când spun că sunt societatea civilă. Ori, societatea civilă e cu totul altceva și cu totul altă menire are. Cine e societatea civilă și cum trebuie să fie ea în sensul clasic al cuvântului, sper să clarificăm cu participanții la emisiunea de astăzi. Și vi-i prezint. Invitatul din dreapta mea, Pavel Midrigan, jurist, doctor în politologie. Bună seara și bine ați venit în studio. Bună seara. Dumitru Roibu, președintele Organizației de Tineret, urmașii lui Ștefan, activist civic. Bună seara și mulțumesc pentru prezența în studio. Bună seara și mulțumesc că m-ați invitat. Dragi telespectatori, vreau să vă spun că ieri a fost inaugurată ședința de inaugurare a Consiliului Societății Civile, creată pe lângă președintele Republicii Moldova, la care au participat acești domni și se lansează un val al părerii societății civile, care va acționa și va numi lucrurile pe nume, din câte îmi dau eu seama. Ați avut discursuri destul de emoționante și domnul Midrigan și domnul Roibu. Vreau să ne spuneți dacă acest organ va avea finalitatea propusă și dacă vom reuși să schimbăm mentalități prin activismul acestui consiliu și vom reuși să fim auziți și să putem să schimbăm niște lucruri pe care le observăm că nu sunt corecte. Ați făcut o introducere despre organizațiile obștești, că parțial aș fi de acord, parțial nu de acord. Fiindcă noi, cetățenii, suntem societatea și zicem că societatea civilă. Într-al doilea rând, noi suntem contribuabili, adică toți demnitarii publici, da, sectorul public, este din impozitele noastre. Adică noi avem tot temeiul și dreptul să cerem de la guvernanții noștri, indiferent de care partide politice n-ar fi, să le cerem activitate, lucru. Prin urmare, este important ca fiecare cetățean, în primul rând cetățean, să aibă o poziție civică, adică față de cele ce se întâmplă în societate. Indiferent că se organizează într-o organizație non-guvernamentală sau nu. Și tot aici aș menționa că, conform Constituției, fiecare cetățean are dreptul la opinie. Adică, când se discută în societate o chestiune importantă, are dreptul să se expună. Referitor la evenimentul de ieri, într-adevăr, poate în premieră pentru Republica Moldova a fost creat pe lângă instituția președintelui Republicii Moldova acest Consiliu a Societății Civile, care în principiu este analogic cu alte organe din diferite state care au diferite denumiri și au diferite tradiții, mai ales în statele
Asia și așa mai departe, care au o importanță destul de mare referitor la dezvoltarea de mai departe a societății. Spre exemplu, în țările din Caucaz se mai numește Sovet Mudrejših. Deci când se adună din când în când și discută, bă băieți, voi ce faceți? Încotro ați luat-o? Fiindcă un stat, o țară asta, generații și generații, adică nu este numai câțiva ani că au venit, au făcut fumăraie la guvernare și au plecat statul și, în primul rând, temelia spirituală a statului trebuie să fie și o continuitate a fiecărui stat. Prin urmare, aici, noi am pierdut această legătură cu generația mai vârstnică, pentru că a fost discriminat pe vârstă, discriminarea pe vârstă ultimii 10 ani. Asta ce am simțit-o eu, vă spun eu, la Universitatea Pedagogică. Oamenii care au fost mai în vârstă au fost frumușel excluși din... Nu numai aceasta. Noi suntem în epoca liberalismului care distruge, de fapt, acele temelii de comunitate, de familie, de credință. Și în anii 90, cu pseudo-libertate și pseudo-democrație, ne-au fost impuse niște standarde că fiecare numai mizează pe sine însuși, că nu trebuie să fim comunitate, că habar nu avem de ceilalți. Deci au fost distruse la noi acele tradiții, dar foarte importante, fiindcă noi suntem copii de la țară. Și am avut și noi acestea. Da, când zicem, iată, valori europene, nici pe departe cu valorile noastre, la noi erau niște tradiții foarte bune, anume în contextul educațional. Din generație în generație, noi ne mergeam, dacă nu dăm bineți la persoanele mai în etate sau la bătrâni, apoi putea să ne spună la părinții noștri ce copil educi sau la un învățător care neapărat trebuia să-l salut și așa mai departe. Deci iată că în acest context unele valori s-au pierdut valori spirituale. Prin urmare, trebuie să revenim, fiindcă un popor, o națiune este puternică cu tradițiile sale, cu valorile sale și noi trebuie să transmitem. Dar aceste valori au fost nimicite intenționat ca să ne pierdem identitatea? A fost și neglijența noastră, pe de o parte. Deci purtăm și noi înșine o vină. Evident, a fost și problemele noastre zi de zi care nu mai am avut când să ne ocupăm cu copiii, chiar și acum. Da, uitați-vă corect. Că părinții lucrează în 2-3 locuri, nu au când cu copiii. Să stai să discuți sau să... Este factorul străzii, când copiii mai mult stau în telefoane acum decât să asculte povești sau... Vă dați seama ce se va întâmpla peste 10 ani? Este un complex de criterii și de circunstanțe care au influențat și influențează încă. Prin urmare, iată, acest consiliu, eu am menționat ieri că ar fi ca o punte între guvernarea sau institutul președintelui și cetățenii, adică societatea civilă și nu numai societatea civilă, ci o punte cu simpli cetățeni. Și o să mă refer un pic mai târziu la ultimul sondaj de astăzi. Uh-huh. Ce percepție au cetățenii de ceea ce se întâmplă la noi în societate? Domnul Roibu, dumneavoastră ați reprezentat tinerii și tot ceea ce până acum, că ați fost un activist destul de înrăit și ați urmărit întotdeauna dorințele sau cerințele tineretului, care și la acest capitol putem spune că avem lacune enorme, că tinerii au fost lăsați în voia sorții și de aia avem foarte mulți care pleacă peste hotare sau pleacă să învețe în România, în alte state și nu mai revin, că nu își văd aici rostul. Aici ce ați propus? Eu, în primul rând, dacă o să ne referim puțin la tinerii, pentru că o să revenim și la alt subiect, atunci când dumneavoastră ați deschis emisiunea, ați abordat o paletă largă de chestiuni care cred în viziunea mea că noi trebuie să dăm o părere asupra lor. Tinerii care au plecat din țară și continuă să pleacă, nu pleacă din alt motiv decât din cel mai important, că ei s-au dezamăgit în propriile așteptări legate de anul 2009. Deci eu am foarte mulți prieteni și cunoscuți care nu se mai află în țară,
care în 2009 erau cu drapelul, dacă al Republicii Moldova încă era bine, dar în cel mai bun caz erau cu drapelul altui stat, în Piața Mare Nări Naționale și tot scandau. Și în această mare masă de oameni manipulați, foarte puțin își dădeau seama cu ce poate să se termine aceasta. Până la urmă, noi cunoaștem realitățile de astăzi, cunoaștem la ce rezultate noi am ajuns pe parcursul perioadei între 2009 și 2017 și este situația gravă și critică într-adevăr că tinerii, în primul rând, nu-și văd un viitor bun în Republica Moldova și cel mai important că asta deja nu este o necesitate, pentru că tinerii care se orientează și care nu se orientează doar spre diplomă de studii superioare, de exemplu, dar se orientează că el să fie un specialist bun, că el să fie un om inteligent, că el să fie mai progresiv, că el să fie mai puternic decât alții. Iată, acești tineri pot nu doar să prăviețuiască, dar pot să dezvolte foarte bine în țara noastră, pot să câștige bani, nu doar din resurse din interior, dar și din exterior, inclusiv prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale, ca să producă schimbări și lucruri într-adevăr interesante pentru țara noastră. Alții pleacă în cumpărere de rău doar din simplu motiv că plecatul din țară deja a devenit un trend. Este o modă. Deja acesta este un clivaj. Cel care rămâne nu este chiar sănătos la cap, cel care pleacă este inteligent. Diaspora este bravo, a cei care rămân acasă nu știu cu cine să voteze. Și atât numai ieșirea, ca să nu-i dau numele, dar vestitului autor a emisiunii Lumina de la Ai Umor, da, de la București, a demonstrat foarte clar că este o discrepanță între cei care pleacă și cei care rămân. Noi trebuie să rămânem mai aproape sau cel puțin să ne înțelegem sau să fim mai toleranți unul față de altul, pentru că până la urmă cetățenia noastră și faptul că noi toți suntem moldoveni trebuie să ne unească în jurul la niște idei comune. Asta este ceea ce în viziunea mea trebuie să pledeze în primul rând fiecare cetățean, dar și organizațiile societății civile. Mi-ați la început ați menționat că marea majoritate fac politică, sunt plătite de partidele politice și așa mai departe și eu puțin m-am amuzat pentru că dacă de luat și de văzut, în primul rând, câte asociații obștiești noi avem în Republica Moldova. Dar noi avem aproximativ 7.000 de asociații obștiești. 50% din trânsele se ocupă cu proiecte educaționale, vreo 40% din trânsele cu proiecte comunitare, adică se orientează ca să realizeze anumite inițiative la nivel local, ca să integreze societatea locală și să realizeze anumite inițiative care să produc schimbări jos, nu neapărat la nivel de țară. Păi atunci vedem că nu foarte multe din ele. Bineînțeles, dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că există asociații obștești care sunt finanțate de partide politici, de oameni care au interes politic. Ele și sunt vizibile. Ele și fac mai mult, mai mult fum decât acțiuni. Eu compar, de exemplu, mișcarea tineret pe care o conduc, urmașul lui Ștefan, pentru că doar eu și echipa mea cunoaștem cât de greu este să menții o asociație și cu câți oameni trebuie să vorbești, să intri în contact, să te rogi, ca să te susțină în anumite proiecte și cum să-ți adaptezi proiectele tale ca ele să aibă un avantaj maxim, mă refer aici, să aibă un impact maxim asupra oamenilor, dar să aibă cheltuieli minime. Da? Iată, de exemplu, curent într-o suburbie a capitalei, noi derulăm un proiect de două zile care nu necesită cheltuieli absolut deloc, doar decât faptul că noi avem birotică, avem oameni care se ocupă și avem tineri dornici să participe la proiectele noastre. Iată, astea sunt proiectele la care noi ne orientăm, pentru că, într-adevăr, ce îi spuneți dumneavoastră se vede în activitatea altor asociații. Eu n-aș vrea să dau nume, dar eu știu organizații care se ocupă cu nimic altceva decât cu întindere de kilometri de drapele prin centrul Chișinăului, cu meeting-uri, cu vopsirea asfaltului în culoare roșie și așa mai departe. Da, ei sunt molipsitori. Asta trebuie să fim molipsitoare aceea activitate care ea dă roade. Eu sunt de acord. Păi iată, aceste activități nu dau roade. Ele creează și mai multe probleme, și mai multe discrepanțe, ură în societate și așa mai departe. Iată, noi aici trebuie cumva să facem clar o distinție între cine într-adevăr este ca concept partea societății civile și cine doar să acoperi de statutul său de asociație obștească, dar în realitate este un mini-SRL politic sau un mic partidus politic care promovează. Puteți să participați partizanat. În activitățile acestui consiliu, da? Este o motivație deplină, în primul rând, datorită faptului că noi chiar credem că prin intermediul consiliului noi putem să aducem anumite mesaje și anumite păreri președintelui și idei care vor fi. Da, pe de altă parte, putem să realizăm acele relații de conlucrare și de cooperare cu președinții altor comisii și cu alte comisii, pentru că eu ieri am menționat în cadrul discursului că acesta este un consiliu, eu prima oară particip în cadrul unui asemenea forum, există în primul rând oameni de toate vârstele, există oameni de diferite etnii, vorbitori de diferite limbi, oameni cu o experiență foarte bună în diferite domenii în această țară. Și atât pentru noi este important ca și noi să ținem într-un fel pas cu ei, da, pentru ca să putem și noi să venim cu aportul pe care noi îl putem aduce. Și într-adevăr, Comisia Tineret, deși nu este cea mai numeroasă comisie din cadrul Consiliului,
întrunește oameni care se orientează mai mult spre inițiative care vor, în primul rând, vor scoate tinerii din regiune în evidență, ci uh-huh. sunt tinerii care sunt practic uitați și de autoritățile locale și de autoritățile naționale. Deci reușiți să scoateți tinerii de la nord, est, vest și sud? Asta sau este... vom lucra doar pe cei din municipii? No. Din... Noi, în primul rând, ca și organizație separată, urmașilor Ștefan, deja merge în raioane, deja realizează proiecte în suburbii, în afara orașului, pentru că tinerii din oraș sunt suprasaturați, dar și ca activitate în cadrul Consiliului Societății Civile, bineînțeles, că tinerii din Transnistria și implicarea și socializarea tinerilor din regiuni rămâne inclusiv Găgăuzia, dar și în vedere întregul țări, întreaga țară. Da? Asta rămâne pentru noi o prioritate și noi, bineînțeles, că ne vom focusa tot mai mult. Și încă o întrebare și trecem la domnul Midrigan. În 2009 tineretul a fost dezamăgit cu tot ceea ce s-a întâmplat. El acum e dezamăgit. Și asta am vrut să... Continuă această dezamăgire, dar ea un pic se șterge, pentru că se înțelege că se simte o schimbare, se mai vin valuri. Tineretul este gata să mai creadă în politicienii noștri în ziua de azi? Este ține de sarcina politicienilor, în primul rând, ca ei nu doar să fie credibili, dar ei ca și să mai arate și ceva rezultate pe lângă credibilitate. Dacă te uiți astăzi la președintele Parlamentului sau la prim-ministru, bă, cu lacrimi să privești ceea ce spune el, crezând în asta. De fapt, așteptând puțin timp, vezi că astea sunt doar promisiuni politice. Ține treaba politicienilor ca ceea ce ei spun se realizează într-adevăr. Asta va ține tinerii în Republica Moldova. Tinerii, bineînțeles, că sunt categoria probabil cea mai naivă din întreaga noastră societate, pentru că Nu mai cred că cei mai naivi acum deja, după ce s-au frit odată. Da, probabil. Dar vin alții din urmă, pentru că dacă domnul Midrigan și eu o să auzim un mesaj oarecare, probabil domnul Midrigan să-l perceapă mai înțelept, pentru că eu nu am acea experiență de viață. Iată, tinerii sunt mai mult expuși naivității și riscul de a crede în ceea ce se spune și respectiv de a se dezamăgi. Noi optăm pentru faptul că noi în politică și atunci când privim politicienii, să-i privim mai pragmatic, mai concret, să excludem mesajele foarte populiste sau naționaliste sau de alt gen și să începem să discutăm cu ei ca unul la unul atunci când ei vin și cer de la noi votul nostru și respectiv salariul tot de pe contul nostru, ca ei să ne spună nou pragmatic cum e să mărească numărul de locuri de muncă, cum e să îmbunătățească condițiile pentru studenți, pentru tinerii angajați, ce condiții favorabile vor fi create pentru tinerile familiei. Dar și eliminând la maxim aceste subiecte, v-am spus, populiste și goale, de fapt, care nu dau nici rezultat pentru cetățeanul simplu. Într-adevăr. Domnul Midrigan, în discursul dumneavoastră pe care l-ați avut, ați vorbit despre acea scindare în rândurile populației care până la urmă societatea civilă este și ea politizată, așa cum sunt și alte organe la noi în țară și instituții. Noi vom reuși să ne orientăm înspre statalitate, înspre valorile naționale? Sau cum? Ce propuneri ați putea să aduceți pe parcurs ca să ieșim din această stare de anti-unu, dumneavoastră ați zis-o pe nume, pro-Dodon, anti-Dodon, anti-nu știu cine? Păi depinde ce mesaje o să transmitem. Eu fiind în domeniul academic, adică între studenți mai mulți ani, în ultimul timp sunt mai pesimist față de tineri. A, cu părere de rău, tinerii mai puțin citesc. Tinerii mai puțin se interesează de politică. Cum funcționează societatea? Societatea este un organism viu. Și când zicem, noi trăim rău, dar încercăm să discutăm, chiar și cu cei de la masterat, dar de ce trăim rău? Ești de răspunsul, nu știu. Nu știu și nu vor să-l știe. Și chiar dacă încercăm să explicăm, indiferent de partidele, iată, care vin, promit, vin, se aduc, fură, nu fură, e important ca cetățeanul să conștientizeze că și de dânsul depinde starea în țara în care noi trăim, țara noastră. Adică noi tot ne plângem tot timpul pe cineva, pe guvernanți, însă nu vrem să avem capacitatea să analizăm, să avem o poziție și să trecem la acțiuni. Fiindcă avem poate posibilități prea puține ca noi implicit să decidem, inclusiv la alegeri. Uh-huh. Odată în 4 ani la alegerile parlamentare. Dar acest buletin de vot este foarte important. Și noi de multe ori și chiar tineretul nu conștientizează. 2. Tot acest tineret pe care noi îl stimăm și mizăm pentru viitor, iată că puțin analizează faptele reale a politicienilor noștri.
Iată, astăzi în sondaj menționam 90 de procente nu sunt satisfăcuți de starea de dezvoltare a statului nostru. Da, sunt niște cifri care, da. În anii 90 erau 25-30 de procente. Acum sunt 90. Și iarăși dacă revenim la întrebare. De ce? Fiindcă mai multe guvernări s-au perindat la putere, au venit cu promisiuni, dar în esență nimeni nu și-a pus, poate cu mici excepții, guvernarea comunistă, domnul Voronin, a încercat cumva să cimenteze această statalitate. Totuși a oprit câteva tendințe negative, unionismul și așa mai departe. Care la fel se avântau și atunci se avântau. Da, deci a încercat un pic să mai tempereze, un pic să le lămurească că noi suntem stat suveran, recunoscut de toată comunitatea internațională. Și unul dintre primele state care ne-a recunoscut pe noi ca stat a fost România. Chiar primul. Da, zicem, printre primele am zis. Și iată că până astăzi nu doresc să semneze acest tratat de bază, adică parcă sunteți și parcă nu sunteți, da, și politicienii noștri așa și nu se pot dumiri. Asta ce înseamnă? Asta este o umilință, fiindcă ei ne consideră pe noi ca un teritoriu al lor, ceea ce nu este. Ceea adică, ce dacă nu ei este. Ar semna, asta ar fi clar că ei ne acceptă pe noi ca un stat independent. Ați ridicat această întrebare de asociațiile obștești non-guvernamentale. Este o întrebare foarte complexă. Și iarăși astăzi în presă am citit că în Ungaria, Victor Orban, în lupta sa cu George Soros, care a împinzit Europa cu fel de fel de organizații și care la noi finanțează. Și în principiu ceea ce finanțează el în Moldova, aceste instituții, care deja s-au dat și cifre și au sumele care au monopolizat transmise. De fapt așa numită societatea civilă. Că societatea civilă s-a întâlnit cu președintele statului. Nu vreau să dau o familie, sunt 5-6 persoane. Care, da. Că societatea civilă s-a întâlnit cu guvernul, cu prim-ministru. Aceeași. Sau societatea civilă a semnat o petiție civilă, și este împotriva. Da, că societatea civilă s-a întâlnit cu reprezentantul Consiliului Europei sau Uniunii Europei. Sunt aceiași care au monopolizat, plătiți din surse externe și evident că duc această politică pentru patronul său. Și atât Victor Orban a zis că cei care primesc bani mai mult de 25.000 de euro pe an o să fie ca organizații finanțate din exterior, o să fie la controlul fiscalității și obligatoriu o să fie cine sunt sponsorii, de unde vin banii și pentru ce. Și este important, iarăși să revenim chiar și la discuția de ieri, aceste ONG-uri, ele sunt pentru statalitatea Republicii Moldova. Din potrivă. Pentru interesele, fiindcă încercați să vă duceți în alt stat european sau în Statele Unite, să vă înregistrați ONG și să ziceți că nu, că voi sunteți un stat temporar, că voi iată, în Statele Unite ați venit, ați nimicit indienii cei care locuiau știți, cândva poate, chiar adevăr, și acum ei trăiesc în rezervații. Eu personal am fost în rezervație și am văzut. Și tot așa se zice că voi, de fapt, ați nimicit o civilizație. Păi cum s-ar uita la aceste ONG-uri? Acolo cred că repede le-ar găsi act de cujuc și i-ar face agenți cum era înainte perioada sovietică. Dar de ce, domnule, până acum nu am reacționat? Sau politicienii le era frică să reacționeze împotriva? Doar unii din politicieni și unele înțelegeau aceste lucruri. Doar nu a fost printre degete totul lucrul ăsta. Cu părere de rău, după independența noastră, adică prăbușirea Uniunii Sovietice, conducătorii noștri de stat nu au fost capabili ca să valorifice acele ce a rămas nou ca moștenire și capital material și uman. Adică au rămas între unii și alții și nu știau în care parte să o ieie. Și iată că veneau unele și șoșoteau la ureche. Țineți minte, erau, cineva spunea că domnul Snegur aștepta în aeroport când urma să plece la Bishkek să semneze cu CSI-ul. O să-i dea vicepreședintea României sau nu? Că dacă îi dă, nu mai zboară încolo. Vă închipuiți în ce stare erau conducătorii statului atunci. Au mai venit și alți conducători care, cu părere de rău, tot acest capital noi nu l-am putut valorifica. Într-adevăr, oamenii au văzut că statul s-a prăbușit și nimeni nu se ocupă și au început să-și caute existența peste hotare,
Au plecat foarte multe cadre calificate, inclusiv din domeniul dreptului, unde eu activez mai mulți ani. Și iată că conducătorii noștri au înțeles că este posibil să parazitezi pe niște idei de peste hotare, fiindcă este aici vectorul geopolitic, și vin fel de fel cu, să zicem, sprijin financiar dintr-o parte și alta. Și iată, până în ziua de astăzi, noi am devenit ca niște vasali. Noi suntem vasali. Și iată e că, cam dur spus, dar... Păi nu spun numai eu. Au venit analiști politici din România, care zice că România este un vasal. România a devenit un vasal și a dat un șir de cifre că Catare România nu mai controlează situația din România, sistemul bancar, pământurile, pădurile, industria. Dar i-a pierdut controlul, practic. Deci, dar noi ce se mai zicem? Noi totalmente depindem de finanțarea din exterior și ne mai dau câte trei copii, așa, numai că noi să facem ceva, iată, și acum repede o să fie o ședință comună a Guvernului și a Parlamentului, unde iarăși să pună niște obiecte strategice, calea ferată și așa mai departe, să fie privatizate rapid. Deci noi ne pun niște condiții. Noi, această suverenitate care o avem noi politică, iată că economic nu o avem, și în acest context, cu părere de rău, iată, la anii ăștia, noi n-am izbutit să avem o linie unică pentru poporul nostru, o dezvoltare, ca să putem face față la acele cerințe a timpului. Fiindcă noi suntem în globalizare, noi da, și așa, e foarte complicat. Prin urmare, aceste ONG-uri, și conducătorii noștri, guvernanții noștri, se uită care unii la stângă, care la dreapta, primesc evident aceste ajutoare financiare și susținere și pe de altă parte partenerii noștri anume încurajează ca la noi să fie anume așa o stare de subdezvoltare, mai mult interesează noi ca teritoriu decât stat. Decât asta stat. E trist. Da? Este trist. Și iată, o să încercăm ce mesaj noi o să transmitem, o să încercăm să transmitem și până acum. Și cum va fi recepționat acest mesaj? Într-adevăr vrem să trăim într-o țară liberă și prosperă? Sau așa să mergem de atâta? Iată, de exemplu, să luăm un mesaj care a fost vehiculat și care a devenit și visul european, visul Republicii sau acea poveste de succes. Cum putem noi să contabilizăm societatea civilă, acele partide care până în ziua de azi ne propun ceva ce este efemer, ce este inexistent la moment pentru noi? Un drum pe care noi, societatea civilă, ce trebuie să facă? Iată, în Consiliu, cum o să... Foarte simplu, trebuie să vorbim, trebuie să-i demascăm. Că în realitate, uitați-vă, sondajele aceasta este percepția cetățeanului. Deci se vorbește, cum se zice, nu amăgiți poporul cu televizorul, da? Știți? Deci guvernarea vorbește una, cetățeanul de rând și cifrele vorbesc cu totul alta. Trebuie să demascăm mincinoșii, că acestea sunt niște minciuni. Da, se fac unele măsuri, numai nu cele care... chipurile noi, mergem înainte cu creștere economică, cu locuri de muncă. Aceasta nu se întâmplă. Merge niște cifre și noi ceea ce primim, întoarcem datoriile, întoarcem împrumuturile. Deci țara nu se dezvoltă, locuri de muncă nu se creează și tinerii, într-adevăr, nu văd o perspectivă. De ce ei trebuie să muncească să întoarcă miliardul furat? Mai bine pleacă. Da. Ați vrut ceva să spuneți la capitolul politizare și ceea ce a spus domnul Mitrigan? Foarte bine a vorbit despre asociații obștești și partide care nu servesc interesele Republicii Moldova, deși mi se pare că asta e un moment important și noi ar trebui puțin să deschidem parantezele aici. Iată, atunci când noi vorbim despre implicarea altor state în treburile interne ale Republicii Moldova, înțelegem noi prin asta oare, de exemplu, reducerea competențelor serviciilor de informații și securitate? Numirea unei persoane care nu vede viitor la șefie, da? Directorul Serviciului de Informații și Securitate, persoană care nu vede viitor în acest stat. Numirea unei persoane unioniste și cu dublă cetățenie în funcție de vice-director al Serviciului de Informații și Securitate, care prin absolută coincidență este și fratele fostului ministru mediului Valeriu Munteanu, că așa se întâmplă doar în state democratice. Domnule Mitrigan, dacă ești ministru, trebuie să spui fratele vice-director. Pot fi cumva scoase în vileac și... Bun, noi avem aici o problemă mare cu așa numiții parteneri după hotărârea CEDO cu dublă cetățenie când s-a adresat domnul Tănase și Chertoacă. Uh-huh.
Deci dacă într-o majoritate de state europene nu este permis dublă cetățenie la înalți funcționari de stat, ține în prezent într-o țară baltică, președintele, o doamnă, a fost aleasă cetățean a Statelor Unite și a fost nevoită să suspende cetățenia Statelor Unite, fiindcă în Lituania nu era prevăzut dublă cetățenie pentru președinte. Președintele unui stat depune jurământul față de poporul său. Păi dacă vine un președinte cu două jurământuri, păi cărui popor el slujește? Nonsens! Nonsens! Iată că ne-a trăsnit, să zicem, Curtea Europeană, că da, se permite și noi mergem pe această cale vicioasă, cu toate că această Curte Europeană cunoaște foarte clar că în unii țări europene nu este permis. Și iată ne-a, zicem noi așa, ne-a băgat-o pe gât. Și cu atât mai mult este trist când serviciul de informații și securitate, unde sunt secretele statului, păi înseamnă că secrete nu mai avem dacă ăștia slujesc la două state. Acum închipuiți-vă că în România se declanșează niște exerciții militare cu rezerviștii. Uh-huh. Rezerviștii sunt până la 50 de ani. Și cheamă cetățenii. Români din Republica Moldova. Noi rămânem fără SIS, fără parlament, o parte, da, fiindcă cetățenii români trebuie să ducă la exerciții militare. Vă închipuiți la în ce hal am ajuns noi în Republica Moldova și noi vorbim despre democrație. Deci este mai mult o demagogie. Și îi permit colegului să continue. Da. Mulțumesc pentru intervenție, apropo. Asta eu am atins doar subiectul. Doar un singur subiect politic. Care e politic. E legat de politic, da? Noi putem să admitem, de exemplu, că există un stat vecin care nu este cointeresat în dezvoltarea economică și întărirea satelității noastre. Și noi să nu ne amăgim. Da? Este vorba despre România. Cineva crede că statul ăsta este primul care dorește ca Moldova să fie cel mai dezvoltat stat. Sau un vecin foarte dezvoltat în vecinătatea sa. Deci, în viziunea mea, în contextul geopolitic actual, România nu este prea interesată ca noi să dezvoltați economic, ca noi să întărim statalitatea noastră, ca cetățenii Republicii Moldova să fie foarte patrioți, orientați spre Republica Moldova, pentru că ei au alt interes față de noi. În această situație, noi putem admite, de exemplu, că ei finanțează partide politice în țara noastră. Noi putem admite că ei finanțează surse mass-media. Noi putem admite că ei finanțează organizații non-guvernamentale în Republica Moldova. Și aici deja nu contează, admitem noi sau nu, pentru că asta deja se întâmplă. Acum, și ce se spune sus și tare că ei mai finanțează și educația sau în alte domenii? Asta este un alt subiect. Și aici tot este o chestie foarte subtilă. Finanțezi până la ce moment? Ce îți dorești de la această finanțare? Și pentru cine finanțezi? Pentru Republica Moldova sau pentru cine în viitor? Dar iată, la cine așteptăm noi oare de la partidele politice care noi presupunem, doar e clar, da? De exemplu, sunt partide politice care clar propagă vectorul de unire cu România. Noi înțelegem că ele sunt finanțate de acolo. Noi la ce să ne așteptăm de la partidele astea? Că noi o să obținem dezvoltare prin intermediul lor. Noi la ce să ne așteptăm de la organizațiile obștiești respective? Noi deși ar trebui să credem sursele mass-media care sunt finanțate și asta deschis. Deschideți site-ul Departamentul Românilor de Pretutindeni și vedeți în primul rând lista organizațiilor și surselor mass-media care sunt finanțate în Republica Moldova din bugetul României. Și vedeți altfel, pe de altă parte și în preambulul acestei organizații, în statutul său, unde scrie că în Republica Moldova trăiesc 4,5 milioane români. Nu doar că noi suntem 3 milioane, dar ești pe găgăuși, pe ruși, pe ucraineni, toți sunt români. Automat, da. Și înțelegeți care este interesul României față de noi. Iată, la ce rezultate se aștept de la organizațiile respective, de la partidele respective și de la sursele mass-media. Și mai este altceva. Sunt partide, doar și noi nu să ne mințim pe noi, sunt partide, sunt funcționari de stat care pur și simplu se tem să-și manifeste poziția fermă în interesele Republicii Moldova, se tem să facă asta pentru ca să nu fie cumva afectate interesele României, pentru ca nu cumva ei să primească mai puțini bani sau să nu primească în genere, pentru ca nu cumva ei să piardă susținerea lor, pentru că acești oameni, acești funcționari de stat au o gândire, în viziunea mea, de rob, o gândire înapoiată, care nu o să ne permită nouă nici ca țară, nici lor ca partid, nici lor ca structură de stat să se dezvolte niciodată. Pentru că în capul tuturor acțiunilor pe care le realizează această instituție trebuie să fie interesele poporului moldovenesc. Și nu interesele altor state, și nu interesele lor de partid, și nu interesele finanțatorilor lor, dar interesele poporului moldovenesc. Și atunci când asta o să se întâmple, fiți siguri că nici
banii veniți de psihotare, nici acești activiști care deja sunt penibili, da, care întind kilometri de drapele peste tot locul, ei deja sunt penibili, dar atunci în genere nimeni nu le va atrage atenția. Da, dar și aici trebuie să subliniem, Dumitru, că în toate discuțiile care o purtăm noi astăzi, nimeni niciodată nu spune sau nu are atitudine negativă asupra statelor vecine. Noi ne dorim ca ei să ne accepte pe noi și noi să trăim bine cu ei, doar să îi eliberăm acele dedesubturi care sunt, pentru ca să nu subînțeleagă acum că noi acum vorbim împotriva României. Dar noi avem două tipuri de politicieni. Eu îmi rezerv drept să-mi exprim părerea mea, pentru că eu nu lucrez la dumneavoastră la canal. Dumneavoastră nu purtați nicio vină pentru părerea expusă de mine și pentru părerea expusă de domnul Mitrigan. Politicienii noștri se împart în două categorii. Primii, care spun din start, fraților, fiecare cu țara lui, dar noi avem țara noastră. Și asta eu spun până fi la putere, după ce pleacă de la putere, până aș forma parte de politică și așa mai departe. Și sunt alta, a doua categorie, care până ajunge la putere, îi spun, în cazul unui referendum, eu aș vota pentru unire. România este cel mai important partener, este avocatul nostru, noi suntem neam românesc, limba română, Basarabia pământ românesc și așa mai departe. Iar când ajung în funcție de conducere, ei spun, nu este oportun la moment ca România să lanseze asemenea mesaj și așa mai departe. Deci ei au un comportament de om de stat doar atunci când ei sunt în funcția respectivă. Ei țin la interesele statului doar atunci când el, și asta eu cu deplină încredere spun că el o face doar declarativ, pentru că prin acțiunile lor nu vedem ce se întâmplă în țara noastră. Da. Păi atât trebuie să ținem cont că politicienii noi împărțim liber după aceste două caracteristici. Consiliul pe care ieri a fost inaugurat societății civile, va lua atitudine vis-a-vis de aceste partide care zilele trecute și-au promovat larg ideea unirii, sau nu? Bun, aceasta nu înseamnă că noi o să acționăm sau reacționăm la oricare eveniment. Spre exemplu, Malezi. Comisia noastră juridică. Noi deja avem unele propuneri. Am început cu propuneri pentru sistemul judecătoresc. Noi considerăm că judecătorii trebuie să fie la o vârstă de 30 de ani. Judecători de 25-26 de ani este prea devreme. Trebuie să aibă o experiență de muncă. Sunt mulți? Iată aici sunt... O majoritate. Păi uitați, se termină facultatea, cineva masteratul, 2 ani la Institutul Justiției și el este judecător. El idei nu are multe chestii cum în viață și el deja hotărăște soarta la diferite cetățeni, la alte... Trebuie să aibă o înțelepciune, fiindcă când iei o hotărâre... Da, mă ținești de experiența de viață. Da. Este foarte important. Corect. O parte din ei încă trebuie să se învețe a vorbi cu cetățenii, fiindcă sunt unii cu nasul pe sus. Foarte aroganți. Fiindcă aroganți, fiindcă sunt împinși sau promovați de... Eu personal am ieșit în șoc de la un judecător din anticameră și mă gândeam unde am nimerit eu. Este judecător persoana dată sau este... Păi sunt la noi tradiții deja de familie să-și împingă copiii, cu toate că zic, cât e de greu să lucrez un judecător, păi da, de ce propusez copiii acolo dacă e dacă greu? Dacă așa e de greu. Da, dar toți stăm și în toți rând... merg în mașini luxoase și cu mașini case de 400 de mii. Stă în rând la Chișinău, în Raioane, n-are cine lucra în sistemul judecătoresc, atât în Chișinău toți. Pentru că aici vine banul, le da? Place cum tovarășii lor mai în vârstă, care sunt la Curtea Supremă, deja Curtea de Apel, s-au aranjat în viață. Iată, pentru dânsi este... O să reușiți, Acum îmi pun întrebarea, fiind noi, și o societate, partea societății civile. Aceste întrebări de mai mult timp au fost înaintate, însă au rămas baltă. Noi vrem să folosim... Casta lor este mult mai puternică. Cum noi? Și dacă nu va fi susținută de unele partide, ei noi, poate nu vor avea așa o... Noi vrem să folosim situația că președintele are inițiativa legislativă. Adică e o chestie când se vorbește și altă chestie când se pune documentul pe masă în Parlament. Iată atunci este o altă discuție și noi venim cu argumentele noastre, cu analiza noastră din alte state, fiindcă nu suntem noi primii și nu am inventat noi sistemul judecătoresc. Și evident că carențele sistemului judecătoresc, fiindcă uitați-vă, încrederea în sistemul judecătoresc este la pământ. Și chipurile se alocă, bani se fac, reforme, nu știu ce, strategii, se scriu hârtii încolo încoace, se duc pe la Strasburg, fac mese rotunde, nu se mișcă. Și aici și Consiliul Superior a Magistraturii este o problemă mare, selectarea, promovarea judecătorilor. Noi vedem niște chestii destul de rușinoase, cum unii judecători ajung în diferite instanțe. Prin urmare, comisia noastră, din punct de vedere juridic, noi și de ce și eu m-am exprimat că noi nu suntem pro-Dodon sau pro-Partidul Socialist,
Noi vrem ca să fie respectată Constituția. Și atunci, conform Constituției, fiecare este stipulat ce este obligat să facă. Procuratura să depisteze infractorii și să remită dosarele în instanța de judecată, inclusiv cei care au șterpelit miliardul, instanța de judecată să stabilească circunstanțele pedeapsa și, în primul rând, ceea ce m-am pronunțat și eu, recuperarea daunelor. Unde e? Sechestrate bunurile ăștor băițandri care... Foarte interesant. Da, deci noi vedem că nu se întâmplă nimic. Și asta societatea deranjează, fiindcă modul obraznic, aș zice, care se face, fiindcă trebuie fiecare să răspundă pentru faptele sale. Deci este principiul egalității în fața legii. Prin urmare, noi vrem să lansăm mai multe propunere, inclusiv și Curtea de Conturi. Uitați-vă, fiecare hotărâre e ceva groaznic, cât e încălcări acolo cu banul public și nu se întâmplă nu nimic. Se întâmplă nimic, asta e. Doar da. Să privești o ședință, domnul Mitrigan, o ședință a Curții de Conturi și ți se face părul măciucă. No, și nimeni nimic. Domnul Recheanu la o emisiune a spus că în vreo 5-6 ani de când a fost această guvernare, în jurul de vreo 40 ceva de miliarde de lei. Nu a fost gestionat. Și noi nu avem chipurile să dăm la pedagogi, la educatoarele de la grădiniță. Deci pentru generația, jumătate din școlile noastre nu au vicee, nu au săli sportive și noi zicem că iată, noi, integrarea europeană, generația, păi ce fel de generație vine? Și noi vedem chiar studențimea noastră vine foarte slab pregătită. Pentru fiindcă, că se începe totul de la școală. Fiindcă nu mai sunt pedagogi. Nu sunt pedagogi, da, asta vreau să o treime din pedagogi sunt de vârstă de noi chiar în trecut am vorbit despre situația în sistemul învățământului și atunci și acolo și mai vrem universitate. Pentru ce facem noi această integrare dacă nu o să avem cu cine? Da. Merită încă o emisiune la tema dată și vă promit că deja atâtea teme trebuie să le discutăm. Și că... cei care sunt buni sunt deodată cooptați de alte state. De alte state. Și noi atunci rămânem cu... Zicem, am rămas noi cei mai proști. Așa se primește. Cei mai buni au plecat, noi am rămas cei mai proști. Da, în primul rând, ei sunt ademeniți să meargă în alte, și studenții să meargă în alte universități și așa mai departe. Aduceți-vă aminte despre... Nu, suntem pe final, nu avem mult timp. Ok, despre crearea dificultăților de trece examenul de bacalaureat. Deci asta se face intenționat și sistemul universitar se distruge intenționat și sistemul educațional se distruge intenționat. Și uitați-vă la ultimii miniștri, cam ce s-au ocupat ei în acest moment. Și acum este cel mai mare rol, îl are, iată, cum ați zis dumneavoastră, activitatea Consiliului Societății Civile ca să ne ridicăm și să spunem lucrurilor pe nume și să acționăm. Cum a menționat și președintele, să venim cu idei în care să nu rămână doar pe hârtie, dar să fie și implementate. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, vă doresc o seară frumoasă și să activați cu succes în funcțiile pe care vi le-ați propus în acest Consiliu al Societății Civile. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vreau să închei emisiunea de astăzi cu o remarcă pe care vroiam să o enunț mai de mult, dar pe care o tot amânam, considerând-o că fiind mai puțin importantă. Recunosc că șovăiala mea a fost falsă, pentru că ceea ce vreau să vă spun e cu referință la domniile voastre, cei cu telecomanda în mână și deci, a priori, nu poate fi considerat neimportant. Vorba este despre participanții la emisiunile noastre. Tot mai frecvent se aud voci cum că la mine, Margareta Răducanu, ar veni la emisiune, dar la CNTV nu poate veni pentru că postul de televiziune ar fi al cuiva. O declar cu toată responsabilitatea. Noi facem emisiuni nu pentru lideri politici, dar pentru telespectatori. Și e de obligațiunea, repet, obligațiunea și nu plăcerea cuiva de a participa la emisiuni și de a veni cu explicații. De acum încolo eu am să dau numele celor care nu doresc să vină la emisiune, pentru că dumneavoastră, telespectatorii, să decideți și potențialii alegători să cunoască cine și ce gândește. Noi, la rândul nostru, ne obligăm să fim cât mai posibil echidistanți, nepărtinitori și corecți cu toți participanții la emisiune, indiferent de apartenența lor politică și simpatiile lor personale. Să ne unească pe toți măria sa telespectatorul. Acestea au fost, a vă spune, în această seară. Eu vă doresc o seară frumoasă și vă aștept marți și vineri la 19:00 la emisiunea Intersecția RM. La revedere!